anul 2016, Transparency International Moldova a monitorizat deschiderea și transparența întreprinderilor de stat. Rezultatele monitorizării a 10 de întreprinderi din Republica Moldova au relevat probleme ce țin de administrarea banilor și bunurilor publice, angajări și conflicte de interese, deschiderea datelor și accesul la informație. Rezultatele monitorizării relevă probleme în ceea ce privește administrarea transparentă și corectă a întreprinderilor de stat, iar unele dintre probleme persistă în mai multe întreprinderi, cum ar fi lipsa de transparență în concursurile pentru angajare, administrarea neadecvată a resurselor umane, dar și a bunurilor publice și a banilor proveniți din buget. Problemele cu care se confruntă întreprinderile statului se explică prin faptul că fondatorii nu sunt interesați de regulă să administreze eficient întreprinderile care sunt în gestiunea lor, managementul fraudulos, influențele politice în activitatea întreprinderilor statului, care ne sunt cunoscute mai ales atunci când este vorba de numirea administratorilor, când e vorba de încheierea contractelor de achiziții publice cu firme afiliate, atunci când e vorba de diferite tipuri de sponsorizări, inclusiv a partidelor. Ziarul de Gardă a analizat de aproape cazul câtorva întreprinderi. Una din cele mai importante instituții cu capital de stat este Moldața, care asigură securitatea zborurilor aeronautice. Rude ale demnitarilor angajate prin protecție, salarii și prime grase, licitații dubioase și milioane de lei cheltuiți ineficient. Acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile care o reprezintă activitatea din ultimii ani a întreprinderii de stat Moldața, singurul furnizor de servicii de aeronavigație din Republica Moldova. Fondată încă în 1994, Moldața este subordonată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, iar sarcina întreprinderii este să asigure securitatea zborurilor în conformitate cu normele stabilite de organizațiile internaționale. În ultimii ani, însă, întreprinderea s-a transformat într-o pepinieră pentru rudele unor demnitari, adunate acolo pentru a beneficia de salarii și prime de zeci de mii de lei. Tot în ultimii ani, Moldața a fost implicată în mai multe scheme dubioase, care au dus la ierosirea sau chiar la dispariția din bugetul întreprinderii, deci al statului, a milioane de lei. Peste 50 de controlori de trafic aerian au protestat în septembrie 2016 la sediul Moldața din Chișinău. Angajații cereau să le fie restabilit salariul redus recent cu 40%. Totodată, ei spuneau că din lipsă de fonduri au fost limitate cursurile de pregătire și menținerea competenței profesionale. Oamenii anunțau că administrația a neglijat demersurile lor. Все мы знаем, как несправедливо с нами в свое время обошлись. У нас урезали 40% зарплату, у некоторых больше, у некоторых 40%, ну, в среднем 40% у нас получилось. За два года мы слышим только обещания, ни одного конкретного действия. Suntem 60-70 de oameni în toată Republica Moldova care asigură siguranța zborurilor. Pentru această profesie, eu cred că și pentru nouă ni s-a tăiat salariile, să putea de avut un dialog constructiv și de hotărât această problemă care deja este de un an jumate, aproximativ 2. Și noi suntem împotriva dictatorii făcute de Vadim Gugea. Ura! Ulterior însă, Ministerul de Resorte a acuzat pe aceștia că ar face jocuri politice. Controlorii de trafic au fost printre cei care au avut de suferit financiar după ce întreprinderea a angajat pe salarii mari rude ale șefilor unor instituții de stat. Ziarul de Gardă a scris că în perioada 2014-2015 în funcții cheie la Moldața au ajuns Mariana Tăbuică, sora lui Vladimir Cebotar, ministrul justiției și fost viceministru al transporturilor, finul și cumnata lui Vasile Botner, actualul președinte al Moldova Gaz, fost ministru al tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, dar și fost ministru al transporturilor, Alexandru Buliga, fiul deputatei Valentina Buliga, Sanda Balan, fiica șefului Serviciului de Informații și Securitate, dar și alte rude ale unor procurori, judecători sau ale unor șefi de la Moldova. În perioada respectivă, rudele demnitarilor au beneficiat de salarii majorate și prime unice, împrumuturi fără dobândă, unii dintre care în condiții exclusiviste.
pe 28 octombrie 2015, Iurie Chirinciucu, ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, a numit în funcția de administrator interimar al Moldața pe un oarecare Vadim Gugea. Acesta a fost director al companiei Euroatlant, specializat în fabricarea mobilei, fondată de însuși ministrul Chirinciuc. În 2015, în doar două luni de șefie interimară la Moldața, conform declarației depuse la Comisia Națională de Integritate, Gugea a ridicat numai puțin de 104,3 mii de lei, deci numai puțin de 52 de mii de lei pe lună, în timp ce controlorilor de trafic le fuseseră tăiate salariile. Între timp, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a organizat un concurs pentru ocuparea funcției de director al Moldața. În competiție s-au înscris 3 persoane. În urma analizării CV-urilor, singurul candidat care a fost promovat pentru proba interviului a fost actualul șef interimar al instituției, Vadim Gugea. De când Republica Moldova a aderat la Convenția cu privire la Eurocontrol, Moldața a obținut o stabilitate financiară foarte impunătoare. Acolo toți, 99% sunt rudele cuiva. Deci au venit ei până în 2009 sau au venit ei după 2009. A bugetul întreprinderii și faptul că Eurocontrol asigură achitarea a 100% sau practic 100% din toți banii pentru serviciile acordate, deci eu atras pe demnitarii, pe liderii de partid ca să-și angajeze acolo rudința. În total, în 2015, valoarea remunerației celor 3 administratori care s-au aflat la conducerea Moldața a fost de 875.000 de lei, iar membrii Consiliului de Administrație au fost plătiți cu alți 238.000 de lei, arată datele obținute de Transparency International Moldova. Ultimii ani este o perioadă de criză. Criză financiară, dar la Moldața vin încăsări serioase și vin în valută, în euro. Eu, de exemplu, nu pot înțelege care a fost necesitatea să fie redus salariile la angajați și la controlori. Bine, ei au decis să fure acolo niște surse financiare, să facă niște contracte, să asigure anumite atcaturi. Dar problemele pe care le-au avut ei, câteva administrații, după ce am plecat, au fost mai multe administrații. A fost doar din cauza faptului că au redus salariile la angajați. Salariile, eu consider, ei trebuie să le păstreze, pentru că, bun, mai mult de un an de zile Moldața au avut anumite probleme din cauza blocării resurselor financiare care erau la Bruxelles, la Eurocontrol. Dar problema asta s-a rezolvat. Bine, ei motivează, administrația motivează că a scăzut numărul de rute de tranzit, dar s-a majorat numărul de rute de terminal, adică navele care aterizează. Eu consider, și din documentele care le-am analizat și le-am văzut, rapoartele financiare, planul de investiții, deci eu toate actele le-am văzut pe toate perioadele astea, sunt posibilități financiare de a restabili salariile la controlori și la ingineri. Deși angajaților simpli se spunea că nu sunt bani, în septembrie 2016, în cadrul Consiliului de Administrație al Moldața, s-a decis acordarea unei sponsorizări Academiei de Studii Economice a Moldovei. La sfârșitul anului trecut, Moldața a fost obligată să achite Marianei Tăbuică, sora ministrului Justiției, 415.000 de lei pentru absența de la locul de muncă, deși ea plecase din proprie inițiativă. Anterior, întreprinderea a achitat unei alte angajate, Olga Tudor, peste jumătate de milion de lei, după un scenariu similar. În mai 2014, întreprinderea a achiziționat 3 automobile noi. Astăzi, cea mai scumpă mașină din cele 3 achiziționate, o Toyota Highlander de culoare albă, este folosită de directorul întreprinderii, Vadim Gugea, inclusiv în deplasări cu scop personal. Într-adevăr, toate noutățile din presă din ultimii ani au diminuat, spunem așa, din reputația întreprinderii, pentru că mare majoritatea cazurilor acolo au fost noutăți negative. Unii o să consideră că părerea mea este subiectivă, dar persoana care acum deține funcția, el nu poate comunica cu oamenii. Dacă controlorii vin la dânsul să discute cu privire la problemele legate de salarizare, și pentru a doua zi este programat meeting-ul lor, dar el nu-i primește și el îi programează întâlnire peste 10 zile. Încercările echipei Reporter de Gardă de a discuta cu șefii Moldața s-au soldat cu eșec. De fiecare dată când am telefonat, din anticameră ni s-a spus că administratorul întreprinderii, Vadim Gugea, ar fi prea ocupat. Alo, bună ziua. Da, bună ziua. Moldața? Da, Moldața. Sunt vreo de la ziarul de gardă, mă telefonez. Cum aș te vedeți cu domnul Gugea? Domnul Gugea e acum mai ocupat, cer. Dar când se revin sau cum se fac? Poți să vă spun. Revin în jumătate de oră, bine? Încercat? Da, mersi. Alo, bună ziua, încă o dată, de la ziarul de gardă. S-a eliberat domnul Gugea? Nu s-a eliberat.
Dar când se revin sau cum se fac? S-au aflat un număr, telefon sau? Și pot să vă spun dacă încă nu liber dumneavoastră. După ce în luna noiembrie 2016 ziarul de gardă a scris despre criza milioanelor irosite de la Moldața, ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor Iurie Crinciuc, care nu a răspuns la apelurile jurnaliștilor, s-a justificat pe blogul său. El a admis că a pus în fruntea unei întreprinderi de stat un om care a activat anterior la fabrica sa, dar nu vorbește despre un conflict de interese în acest caz. Stimați jurnaliști, aflați că primul administrator interimar pe care l-am numit a fost Adrian Boldescu, acesta însă, după ce a văzut cât de grave și sistemice sunt problemele la întreprindere, a decis să plece. În aceste circumstanțe, am adus unul dintre cei mai buni administratori pe care îl cunoșteam la acel moment, anume grație domnului administrator Vadim Gugea și mulțumită unei guvernanțe corporative eficiente demonstrate de noua componență a Consiliului de Administrație, s-a reușit reorganizarea întreprinderii și optimizarea cheltuielilor. Astfel, numărul salariaților s-a redus de la 326 de angajați în 2015 la 273 salariați în 2016, iar cele mai mari reduceri s-au făcut din contul aparatului administrativ al întreprinderii. Era să-l las pe domnul Petru Frunză la cârma acestei instituții, dar el mi-a spus că este imposibil de optimizat oamenii, lucru pe care l-a făcut domnul Gugea. Și n-au fost reduși așa ni tam ni sam, dar anume cei care au fost angajați pe criterii de cumetrism și rudini, fără de care întreprinderea activează destul de bine. Noi considerăm că e necesară stabilirea unor criterii riguroase pentru candidații la posturile de administratori a întreprinderilor statului și pentru candidații la posturile de membri ai Consiliului de Administrare. Când spun de criterii, am în vedere competența, profesionalismul, dar și experiența acestora în domeniul de activitate al întreprinderilor de stat. Noi considerăm că este nevoie ca procedura de angajare și promovarea personalului în întreprinderile statului să fie transparentă și un moment foarte important, remunerația administratorilor, dar și a membrilor Consiliului de Administrare să fie pusă în dependență directă de rezultatele economico-financiare ale activității întreprinderilor, astfel încât să nu se întâmple situații foarte frecvente la noi când administratorii unor întreprinderi cu pierderi ridică remunerații fabuloase. Un scurt exercițiu jurnalistic ne arată că în prezent Moldața face angajări, însă informațiile de angajare nu sunt toate vizibile și explicite. Vom încerca să realizăm un experiment ca să demonstrăm cât de accesibilă este angajarea în instituțiile de stat a cetățenilor de rând. Pentru început am accesat site-ul întreprinderii de stat Moldața pentru a afla cât de accesibilă este angajarea în funcție de administrator al acestei întreprinderi. Telefonăm! Bună ziua! Bună ziua! Am văzut pe site-ul Moldata că aveți nevoie de o persoană pentru ocuparea funcției de administrator. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, în afară de CV și tot ce e scris acolo, este nevoie de altceva? Nu, sunt documentele spre situații care sunt scrise în anunț. Și după care, conform regulamentul anexat, doar să puteți să citiți regulamentul. La Moldața ni s-a spus să accesăm regulamentul pentru ocuparea funcției vacante respective. Cu un search pe Google ne-am convins că acest regulament nu există, iar documentul sau clicul pe care l-am dat ne duce tot acolo, pe site-ul întreprinderii de stat Moldața, iar acest document nu există. Astfel, Transparency International Moldova consideră că legislația care reglementează activitatea întreprinderilor de stat trebuie revizuită substanțial, în special în contextul consolidării procesului de administrare a întreprinderilor și sporirii transparenței acestora. În particular, în opinia experților, sunt necesare numirea și desemnarea membrilor Consiliului de Administrație și administratorilor întreprinderilor în baza unor concursuri și evaluări transparente, restabilirea unor cerințe riguroase pentru calificare și experiența de muncă pentru candidații la funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii, dar și coordonarea remunerației administratorului sau membrului Consiliului cu performanțele economico-financiare ale întreprinderii, extinderea și concretizarea listei informațiilor care urmează a fi dezvăluite de către întreprinderii
întreprinderi pentru a le conforma standardelor europene și bunelor practici ale altor țări. Stabilirea obligativității fondatorului de a elabora și publica pe pagina sa web rapoarte agregate anuale despre activitatea întreprinderilor gestionate, inventarierea genurilor de activitate a întreprinderilor statului, excluzându-le pe cele improprii specificului activității acestora, prevenirea concurenței întreprinderilor statului cu antreprenorii privați, evitarea practicilor de acordare a facilităților pentru întreprinderile statului, reevaluarea activelor, asigurarea înregistrării bunurilor imobile în evidența contabilă a întreprinderilor statului și cea cadastrală, aplicarea politicii conflictului de interese la întreprinderile de stat și municipale și, în special, asigurarea organizării procesului de angajare a personalului la întreprinderile statului în baza principiului concurenței, nediscriminării și transparenței, dar și examinarea oportunității elaborării și adoptării unui cod de guvernanță pentru întreprinderile publice în conformitate cu recomandările organizațiilor internaționale. Da, foarte inclusivă. Опять на нас? Адика, что вы там видели? Ну, на нас писать. И желательно, если что, пересекать. Пошапим ли вам треба, шеф, чеку? Лежа вам треба. Да пыль, так и секуритать.